Aici avem acest carburator, desfăcut de pe un Kimco. Este la fel ca pe scuterile chinezești. L-am curățat puțin pe exterior ca să nu ne intre mizerie înăuntru. Acum începem să-l desfacem. Să desfacem paharul. Atenție, este golit, dar este foarte posibil ca să mai aibă puțină benzină în el. S-a lipit puțin. Ok, are mai multă benzină decât ne așteptam. Trebuie să fie un pic la culoare. Este verde. Verde chiar. Da, și mirosul nu vă mai spun cum este. Eu o să golim. Cam așa arată după ce l-am golit. Dacă se observă foarte bine, este verde. Avem ceva de punere aici. Și aici. Este chiar așa de speriat precum mă așteptam să fie. Da, uitați-vă și aici cum arată. Uitați-vă la acest șurub de la plutitor. Și glerele la fel. Haideți să-l curățăm. Să vedem ce putem să mai salvăm. Da, cu pontonul nu arată rău. Se vede foarte, foarte puțin. Găurica este destul de obturată. E foarte, foarte puțin vizibilă. Aici la fel. Cum se observă, acestea sunt obturate. E chiar foarte rău. Da, totul este verde.
O să-l curățăm bine pe toate părțile, absolut pe toate orificiile o să-l suflăm. Jiglerele la fel o să le curățăm sau o să le schimbăm dacă este cazul. Cu un șmigher foarte fin de 2000 curățăm bine această depunere. Nu se întâmplă nimic dacă mai rămâne foarte puțin, va dispărea cu timpul, dar încercăm să curățați cât mai bine. Ok, l-am curățat undeva la 90%. Aici avem pompița de amorsare, verificăm dacă trebuie desfăcută și aceasta. Pare că funcționează foarte bine. Deci nu este nevoie să o desfacem. După cum se vede, stropește foarte bine. Am terminat cu paharul. Corpul este cât de cât ok. Îl mai curățăm puțin. Aici este mai puțin depunere. Curățăm și pe acesta. Am curățat corpul. L-am suflat pe fiecare gaură în parte. Mai avem de desfăcut jiglerul de aer. Ținem cont cum a fost acesta, în ce postură a fost. Deci avem jumătate. O tură. O tură și un sfert. O să încercăm cu același reglaj după ce îl facem. Atenție, aici este un arc, un inel. Să nu le pierdeți. Arcul a ieșit. Mai avem un O-ring-ul. Este foarte probabil ca să se fi lipit acolo. Da, deci este curățat foarte bine. O să-l curățăm și pe acesta, pe vârf. Inelul a rămas acolo înăuntru. Lăsăm acolo. Problema este să nu-l pierdeți. Dacă nu sunteți siguri, uitați cu lumină, cu un bliț, cu ceva, ca să nu-l pierdeți. Este foarte important. Nu o să reușiți să reglați relantiul apoi. Și dăm tot la fel cum a fost reglajul. Acum putem să curățăm și celelalte jiglere.
pereți. Le-am curățat foarte bine. Da. Și acesta la fel. Observați diferența, cum pulverizează acum și cum pulveriza înainte să-l curățăm. Haideți să vedem și gaura. Nu știu dacă vă mai amintiți cum era înainte. Ia uitați-vă cum este acum. Deci era cam 70% obturată față de cum este acum. Am curățat toate jiglerele, acum putem să le punem la locul lor. Să reansamblăm carburatorul. Este gata de montat. Cutitorul. Da, pompița încă funcționează. Membrana cu șabărul, l-am curățat și pe acesta. Ok, și carburatorul este gata de demontat. Îl montăm pe scooter și vedem cum se prezintă. Ok, haideți să-l montăm. Punem șocul la loc. Accelerația.
partea de benzină o să-i punem un filtru de benzină, că el nu a avut. Să mai oprească din zerii. Gata, totul în regulă. Acum o să-l dăm afară să-l pornim, să vedem cum merge cu carburatorul curățat. Să dureze puțin până se amorsează. A venit benzina. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.